ficar se pronunciando assim, durante a pergunta que comecei, da escritura da escritura, da página 1014, Luca, capítulul 19, de la primul verset până la versetul 10. Luca, de la capitolul 19, pagina 1014. Iisus a intrat în Ierihon și trecea prin cetate. Un om bogat, numit Zacheu, mai mare de vameșilor, căuta să vadă care este Iisus, dar nu putea din pricina norodului, căci era mic de statură. A alergat înainte și s-a suit în fundul ca să-l vadă, pentru că pe drumul acela avea să treacă. Iisus, când a ajuns la locul acela, și-a ridicat ochii în sus și a zis, Zacheu, dă-te jos de grab, căci astăzi trebuie să rămân în casa ta. Zacheu s-a dat jos în grabă și l-a primit cu bucurie. Când a văzut locul acesta, toți scârteau și ziceau, a intrat să găzduiască la un om păcătos. Dar Zacheu a stătut înaintea Domnului și a zis, iată, Doamne, jumătate din avuția mea o dau săracilor și dacă am năpăstuit pe cineva cu ceva, îi dau înapoi un petric. Iisus i-a zis, astăzi a intrat mântuirea în casa aceasta, că și El este Fiul lui Avram. Pentru că Fiul omului a venit să caute și să mântuiască ce era pierdut. Amin. Vă rog să ocupați locurile. Mă rog ca Domnul să binecuvinteze în seara aceasta toate familiile din biserica noastră. Și dacă sunt familii care nu sunt întregite, Domnul să le întregească. Și până nu vom vedea lucrarea aceasta mărească, să ne putem bucura în casa Domnului soț, soție și copii, n-aș vrea să încetăm rugăciunea înaintea lui Dumnezeu. Că vine vremea minunată în care Dumnezeu va răspunde unor astfel de rugăciuni. Pentru că dorința lui Dumnezeu, voia lui Dumnezeu este ca toți oamenii să vină la mântuire. Domnul să binecuvinteze toate familiile din biserică. Vom vorbi și în seara aceasta despre trezirea familiei. Și mă rog ca Domnul să o facă în toate familiile din biserica noastră. Este trezirea familiei un imperativ sau o opțiune? Trebuie neapărat ca aceasta să se producă? Este trezirea familiei o necesitate sau o netrebuință? Sunt domenii sau segmente ale familiei noastre pe care trebuie trezirea să le atingă? Este trezirea familiei o urgență sau aceasta poate fi întârziată? Când trebuie să se producă trezirea familiei? Putem să așteptăm bătrânețea să se producă lucrul acesta? Este trezirea familiei un deziderat sau nici măcar nu ne interesează lucrul acesta? Este dorința familiei noastre ca să se trezească? Este acesta un motiv de rugăciune al familiei noastre? Este acesta un motiv de discuție? Un motiv de învățătură? Și dacă are loc trezirea în familie, cum putem ști că aceasta este una autentică? Care sunt semnele care însoțesc o trezire autentică a unei familii? Ca orice lucru din lumea aceasta, pentru autentificarea lui, trebuie să fie pus în semn. Aurul are un ștanț. Dovedește că e aur și apoi inscripția aceea arată și cât la sută este aur. Când Domnul Iisus Hristos a stat de vorbă cu ucenicii săi înainte de înălțare la cer, a spus un lucru. Cine va crede și se va boteza, va fi mântuit, iar cine nu va fi osândit. Și iată semnele ce vor însoți pe cei ce vor crede în numele meu. Cei ce cred în numele Domnului sunt însoțiți de semne. Trezirea familiei este însoțită de semne. De aceea vrea în seara aceasta să ne oprim și să vorbim despre semnele care însoțește o trezire autentică a familiei creștine și Domnul să ne binecuvinteze. Un prim semn care însoțește trezirea familiei este acela că familia se bucură
de prezența lui Iisus Hristos. Versetul 6 spunea, Zacheu s-a dat în grabă și l-a primit cu bucurie. Cuvântul prezență face parte din familia lexicală sau familia de cuvinte a cuvântului prezent. Foarte mulți oameni se laudă cu trecutul. Vorbesc în termeni foarte frumoși despre trecutul lor. Știi cum lucra Domnul în biserica noastră altă dată? Știi ce semne, ce minuni făcea Domnul altă dată în familia noastră? Dar prea mult. Prea mult să vorbește despre trecut. Nu că asta n-ar fi bun. E bun. Dar întrebarea pe care ne-o punem astăzi, oare Domnul nu mai are putere să lucreze și în prezent? Ca minunile și semnele de altă dată să se vadă în biserică și în familie și în ziua de astăzi? Că Domnul nu se schimbă. Domnul a rămas același. Oare nu s-a produs ceva noi, în familie noastră? Nu ceva a dormit, ceva a murit? Ceva pe care Domnul astăzi dorește să-l retrezească la viață. Să-l aducă din nou la viață și să fie plin de viață. Prea mult ne lăudăm cu trecutul nostru, că prezentul este unul mort. Trezirea familiei este însoțită de prezența lui Iisus Hristos. Și prezența lui Iisus Hristos este o prezență reală. E de ajuns să pui pe un perete un crucifix, să pui o icoană și poate le spune, dar noi nu ne ocupăm cu lucruri dintre astea. Avem și noi versete pe care le punem pe perete. Dar întrebarea Domnului, întrebarea în seara aceasta și întrebarea Domnului, Domnul are prezență reală în familiile noastre? Cu adevărat Domnul este în mijlocul familiei noastre? Spunem cântări sunt, rugăciune este, din cuvânt se studiază, se citește, oare Domnul este prezent? Să pot petrece tot felul de lucruri și Domnul să nu fie prezent. Pe vremea lui Samuel a ieșit la luptă filistenii împotriva poporului lui Dumnezeu și i-au învins. S-a făcut consiliu să vadă care a fost problema și de ce Domnul a lăsat o înfrângere în poporul Israel și și-au dat seama că trebuie să aducă chivotul lui Dumnezeu. Și în momentul în care a intrat chivotul lui Dumnezeu în tabăra lui Israel, au fost strigăte de bucurie, atât de mare, încât s-a zguduit pământul. Vă dați seama, să strigi din toți plămânii tăi și să cânti din toți plămânii tăi. Nu doar așa, doar de pe buze. Să înalți rugăciuni la Dumnezeu și să te cutremure pământul. Și totuși, spune cuvântul lui Dumnezeu, Dumnezeu era acolo. Poți să faci multe lucruri. Poate să pui închinare lipsită de sfințenie și Dumnezeu ne cheamă la sfințenie. Poate să fie o închinare lipsită de evlavie. Domnul este prezent acolo unde este chemat. Unde este chemat dintr-o inimă sinceră și o inimă curată. Dumnezeu nu se însoțește cu păcate. Dacă vrem o prezență reală în viața familiei noastre, este necesară sfințenia și Domnul să ne binecuvinteze la lucrul acesta. Pot fi cântări, pot fi predici, pot fi rugăciuni, dar dacă nu este pocăință și sfințenie, Domnul nu este prezent acolo. Apoi, trebuie să fie o prezență dorită. Zacheu l-a primit pe Domnul cu bucurie. Pot fi cântări, rugăciuni, poate fi cuvânt, dar asta trebuie să fie cu bucurie. Spune cuvântul lui Dumnezeu, sublinează cât de frumos și noi ne întărim de multe ori cu cuvântul ăsta. Acolo unde sunt doi sau trei adunați în numele meu, sunt și eu prezent. Și înainte de întâlnirea noastră aici, la casa de rugăciune, noi suntem mult mai mult decât atât. Pornește o întâlnire cu Domnul din familiile noastre. Dacă soțul și soția se unesc înaintea Domnului, este și Domnul prezent acolo. Și
dacă își adună și copiii, Domnul este prezent acolo. Înainte de întâlnire la adunare, nevoie să facem o adunare și o biserică în casa noastră. Și să-L chemăm pe Domnul. Că dacă nu e greu să venim la biserică și nu e grea cântarea și nu e grea rugăciunea și prea mult, păi cum ne vom bucura acasă de toate acestea? Domnul să ne binecuvinteze și să ne primească. Dar vezi, spunea, mă bucur când se zice la casa Domnului, când zice, haide la casa Domnului. Domnul să ne dăriască bucuria aceasta. Să dorim pe Domnul în casa noastră. Apoi, trezirea familiei este însoțită în semnul acesta, prezenței Domnului Iisus Hristos. Și prezența aceasta este o prezență continuă. Spunea Domnul Zacheu, trebuie să rămân în casa ta. Trebuie să rămân. Doar ca un musafir care stă 5 minute și o plecați, nu doar ca un vizitator care trece prin Dumnezeu așa, aruncă o privire și o plecați, trebuie să rămân în casa ta. Și când Domnul vine în casa ta și rămâne, nu rămâne ca un musafir, ci Domnul rămâne în casa ta și vrea să fie Domnul familiei tale. Domnul nu vrea să fie un domn de duminică, un domn de joi seara și un domn de marți seara, ci Domnul vrea să fie simțit în familia ta în mod continuu, neîncetat. Domnul vrea să fie prezent în familia ta neîncetat. Vrea să fie prezent în familia ta și în zile de bucurie, dar și în zile de tristețe. Și în zile de durere, dar și în zile de fericire. Și în zile de lipsă, dar și în zile de belșug. Că prea mulți au un Dumnezeu. E neajunsul. Și când au totul, uită de Dumnezeu. Întrebam duminica trecută pe cineva, unde este frate de la biserică, nu l-am mai văzut de mult, să-mi place, face-i cu el. Și știți care a fost răspunsul? O dat de tine. Fraților și surorilor, e nevoie de prezența Domnului în casa noastră, în casele noastre, în familie noastre, și aceasta să nu fie doar o prezență de duminică, ci să fie o prezență continuă și Domnul să ne binecuvânteze. Păi prezența Domnului este o prezență totală. Trebuie să rămân în casa ta. Îmi place atunci când vine cineva la noi să-i arătăm lucrurile frumoase, nu? Zonele puse în ordine, curate, de care ne mândrim, de care le prezentăm cu bucurie, dar niciodată n-am dorit ca un vizitator, un musafir, să intre în locul care nu ne fac cinste, nu ne fac plăcere. Ezechia, când au venit oamenii ăia să viziteze, să întrebe, au auzit de însănătoșirea lui, de biruința lui, le-a arătat lucruri frumoase, nu? Așa și noi, dorim să vadă oamenii lucrurile frumoase din viața noastră. Dar atunci când Domnul este prezent în casa ta, El vrea să fie prezent total. Domnul vrea să fie prezent peste toate segmentele vieții tale. Domnul vrea să fie prezent peste toți membrii familiei tale. Că de multe ori avem în mintea noastră astfel de gânduri, dar Domnul nu-L interesează, e de puțină importanță, cred că Domnul se mai împiedică și de lucrul ăsta. Și ne trezim cu încetul, cu încetul. Prezența Domnului nu se mai simte în casele noastre? Pe Domnul nu mai simțim la lucru în familiile noastre? Și ne întrebăm de ce? Pentru că i-am dat Domnului sufrageria și bucătăria noastră și atât. Domnul să ne binecuvinteze. Apoi, un alt semn care însoțește trezirea familiei este acesta, să schimbă stilul de viață. În momentul în care Domnul a intrat în casa lui Zacheu, omul ăsta își schimbă stilul de viață. Dintr-o familie egoistă, familia aceasta devine o familie altruistă. Spune Zacheu, Doamne, jumătate din averea mea o dau săracilor. Dar ori, cum ne poți săraci până atunci? Nu a existat. Spunea la un moment dat Domnul Iisus Hristos pe săraci. Îi veți avea
tot de una cu voi. Nu i-a văzut până atunci. A fost săraci. Dar când inima ta este egoist, când familia ta este o familie egoistă, niciodată n-ai să vezi pe cel ce are nevoie de bani, n-o să vezi pe cel ce are nevoie de mângâiere, de întărire, te gândești doar la tine. Un om bogat trăia o viață de belșug și la unul și la lui zăcea, spune Cuvântul lui Dumnezeu, un om sărac plin de bube, pe nume Lazar. Dar omul ăsta bogat n-avea ochi, pentru că inima lui era o inimă egoistă. Un om bogat i-a rădit țarina. Și când și-a făcut un plan de afaceri, a spus, bogățiile mele, belșugul meu, tățile mele, și totul meu. Nu există Dumnezeu, nu există săraci, nu există semeni, nu există nimic. Eu. Atunci când suntem egoiști, nu vedem pe nimeni în jurul nostru. Nu vedem oameni nevoi, nu vedem oameni care au trebuință de nimic. Apoi familia aceasta, dintr-o familie materialistă, devine o familie spirituală. Domnul nu are nimic împotriva bogaților, dar are ceva împotriva celor care au inima legată de bogăție. Totdeauna face planul de afacere, să vadă cum poate să mai contribuie cu ceva la avutul familiei, la bogăție, la comoară, cum să facă ca să strângă bani. Primul ăsta era unul care nu s-a gândit niciodată la sufletul lui. Vreau să vă spun în seara aceasta că Domnul dorește să avem totul din belșug. Domnul vrea să ne dea totul din belșug, dar când inima noastră este legată de toate aceste lucruri, să știți că îl pierdem pe Domnul. Pentru că domnia lui Dumnezeu în viața și în inima noastră, în familia noastră, este înlocuită cu domnia banului. Și niciodată aceste domnii vor putea să stăpânească împreună. Domnul să ne binecuvânteze. Apoi, familia aceasta, dintr-o familie necinstită, devine o familie corectă. Spune Zacheu, dacă am năpăsuit pe cineva cu ceva. Nu întotdeauna lucrurile care sunt corecte, care sunt legale, sunt și lucruri morale, curate înaintea lui Dumnezeu. Avocații sunt recunoscuți ca oameni care știu să găsească tot felul de portițe prin care să poată să câștige un proces. Și oamenii care se ocupă cu bani, cunosc legi foarte bine și știu cum să facă, să tragă în stânga, în dreapta, încât să poată să rămână cu cât mai mult. Dar înaintea lui Dumnezeu, nu întotdeauna tot ceea ce este legal este și cinstit. Și omul ăsta, pus față în față cu Sfințenia lui Dumnezeu, hotărăște să devină o persoană corectă. Apoi, dintr-o familie nesigură, devine o familie sigură. În viața credinciosului, întotdeauna trebuie eliminată incertitudinea. Oare sunt pocăit? Dacă mă controlează, dacă vine Domnul seara asta, oare ce se întâmplă? Dacă mi se petrece ceva și trec la Domnul, oare ce se întâmplă? Aș vrea să eliminăm incertitudinea. Zacheu a vrut să elimine incertitudinea din familia lui. Dacă am nepăsuit pe cineva, vreau să corectez lucrul acela. Dacă am făcut un lucru greșit, vreau să-l corectez. Nu vreau să mai trăiesc în incertitudine. Domnul vrea ca să dormim liniștiți. Domnul vrea să dormim liniștiți, să nu ne fie frică de faptul că vor bate cei de la gara de finanțe la ușa noastră. Domnul vrea să dormim liniștiți, că dacă vine noaptea asta, suntem pregătiți. Dar Domnul să ne ofere un viitor și un prezent sigur. Și în mâna lui toate aceste lucruri sunt sigure. Și în momentul în care familia aceasta își schimbă stilul de viață, devine o familie binecuvântată. Noi cântăm o cântare, o să ai chiar lumea întreagă, laur, glorii, bogății. De nu-L ai pe Domnul Iisus, ești pierdut pentru vecii.
intrat în casa asta mulți bani. Au intrat în casa aceasta oameni cu funcții, oameni cu relații. Dar doar în momentul în care Iisus Hristos a intrat ca Domn și Mântuitor, a fost o familie cu adevărat binecuvântată. Poți să ai toate lucrurile acestea din lume, dar dacă nu ai pe Domnul Iisus ca Mântuitor, ești un om care nu e binecuvântat. Spune Nicolae Moldoveanu, care dintre frumoasele sale cântări, tu ești comara care a fost pe mine mult căutat. Și acum, nu te-aș mai lăsa nici pentru lumea întreagă. Când faci din Domnul comara vieții tale, când îți legi inima de El și vezi în El bunul cel mai de preț de pe lumea aceasta, ești o persoană cu adevărat binecuvântată. Pe Domnul Iisus Hristos, pe binecuvântată. Păi familia aceasta devine o familie care poate binecuvânta la rândul ei. Dacă îți faci o analiză a vieții tale și vezi cu câte lucruri te-a binecuvântat Dumnezeu, poți spune că ești o binecuvântare la rândul tău? Nu știu care sunt abilitățile tale, nu știu care sunt darurile pe care Dumnezeu ți le dăruie, nu știu care lucrurile care le stăpânești. Dar tu, cu aceste lucruri, ai devenit o binecuvântare pentru alții. Se vorbea de dimineață despre Avram și spunea cuvântul Domnului, te voi binecuvânta și vei fi o binecuvântare. Atunci tu nu ești o binecuvântare pentru alții. Nu faci lucrul acesta scrâșnind, gândind, murmurând și cârtind, ci o faci cu bucurie. Ești o binecuvântare pentru alții, nu aștept să ți se răsplătească. Pentru că știi că răsplătirea ta este în cer. E greu să mai găsești în ziua de astăzi oameni care să facă din proprie inițiativă lucruri. E greu să mai smulgi și în adunări cu minte de binecuvântare. Dar Domnul să ne dăruiască inima largă. Și pentru că suntem niște oameni binecuvântați, să fim o binecuvântare mai departe. Apoi familia aceasta devine o familie soluție. Sunt atâtea și atâtea probleme în familie. Și familiile acestea au nevoie de rezolvare la problemele lor. Și cu cât trecem, cu cât trece timpul, să adaugă numărul familiilor care au probleme. Să adaugă numărul familiilor care au nevoie de soluții. Atunci când are loc trezirea familiei, familia ta nu mai este o familie problemă, ci este o familie soluție. Și Zacheu a spus, Doamne, jumătate din averea mea o dau săracilor. Nu putem să le facem pe toate lumea aceasta. Nu putem să ne băgăm și în stânga și în dreapta, dar în pătrățica noastră. Am făcut tot ceea ce depindea de noi. Poate vom spune, nu avem bani, lui Zacheu. Familia noastră nu deține asemenea avere, asemenea pomori. Dar în pătrățica pe care avem, ne-am făcut treaba noastră. Spuneam Matei, capitolul 25. Veniți binecuvântații Tatălui meu de moșteniți împreună cu voi. Și n-au făcut lucruri mari. Au știut să dea de mâncare celui flământ, să dea pe cel însetat, au știut să îmbrace pe cel ce era dezbrăcat, au știut să viziteze un bolnav, să viziteze pe unul care era temeț. Nu cere Domnul lucruri mari de la noi, dar pătrățica aia care trebuie să activăm noi, ne facem datoria. Domnul să ne binecuvinteze și să ne lumineze. Apoi, familia aceasta devine o familie modelă. Familiile din societatea noastră au nevoie de familii care să le fie un model. Modelul unei familii corecte, unei familii cu o trăire sfântă înaintea lui Dumnezeu, nu găsesc nici pe internet, nici la televizor, ci au nevoie de oameni care să trăiască adevărul, să trăiască curăția și să fie un model. Atâtea familii să află în divorț, atâtea familii să află pe marginea prăpăstii și au nevoie de modele, un model de trăire, un model de vorbire.
un model de simțire, de gândire, un model de implicare. Domnul să ne dăruiască puterea aceasta, să fie astfel de modele pentru societatea în care trăim. Familiile noastre să fie o familie care să fie modele demne de urmat. Domnul să ne binecuvânteze. Apoi, un al doilea semn care însoțește trezirea familiei este acesta că se raportează corect. În primul rând, se raportează corect la Dumnezeu. Spunea Zacheu în versetul 8, Zacheu a stătut înaintea Domnului și a zis, iată, Doamne, jumătate din avuția mea o dau săracilor și dacă am nepăsuit pe cineva cu ceva, îi dau înapoi împietrit. Prea mulți îl exclud pe Domnul din viața lor. Prea mulți îl pun pe Domnul undeva deoparte. Când se produce trezirea adevărată în viața familiei noastre, ne raportăm corect la Dumnezeu. Și vedem pe Dumnezeu, Dumnezeul curat, Dumnezeul Sfânt, care ne cheamă și pe noi la sfințenie. Îl vedem pe Dumnezeu, Dumnezeul care într-o bună zi va judeca tot pământul acesta. Pentru că Dumnezeu va duce orice faptă la judecată și judecata aceasta să va face cu privire la tot ce este ascuns. Fie bine, fie rău. Mă raportez corect la Dumnezeu. Și dacă Dumnezeu m-a binecuvântat pe mine, doresc să trăiesc curat, să trăiesc corect înaintea oamenilor. Întotdeauna trebuie să ne raportăm la Dumnezeu. Nu putem să-L excludem pe Dumnezeu din viața noastră. Apoi, când intervine trezirea în viața noastră, ne raportăm corect la oameni. Toți oamenii sunt făptura lui Dumnezeu. Toți oamenii au fost creați de Dumnezeu și sunt egali înaintea lui Dumnezeu. Poți să fii copil al lui Dumnezeu și dacă ne dreptățești, asuprești, apeși pe unul care este necredincios, Dumnezeu aude strigătul acelui om și Dumnezeu face dreptate. Să nu crezi că statutul pe care îl avem de copii al lui Dumnezeu ne dă dreptul să ne purtăm oarecum în societatea aceasta. Dumnezeu ne cheamă să trăim o viață de sfințenie și corectitudine și Domnul să ne binecuvânteze. Și dacă știm că aproapele nostru are ceva împotriva noastră, trebuie să facem un lucru. Și lucrul ăsta îl știm atât de bine, dar uneori nu avem putere. Dar Domnul să ne dăruiască puterea aceasta. Să mergem să ne împăcăm. Și atunci când stăm în picioare la rugăciune și știm că aproapele nostru are ceva împotriva noastră, suntem chemați la iertare. Amin. Pentru că și Dumnezeul nostru din cer să ne poată ierta pe fiecare dintre noi. Spunea Zacheu, vrea să-și rezolve relațiile acestea cu semn. Dacă ne îndreptăți pe cineva să rezolve problema aceasta. Dar vreau să mă întreb în seara aceasta. Dar dacă relațiile lui în familie erau relații stricate, erau relații care nu erau după voia lui Dumnezeu, acestea oare nu trebuiau reparate? În primul rând, avea să controlăm dacă în familie noastră relațiile sunt corecte. Să vedem dacă avem o relație corectă cu soția noastră, cu copiii noștri. De multe ori se și rușine de anumite situații din familie. Vă spun cum la pe inimă că am întâlnit lucruri stânjenitoare, lucruri urâte. Și întrebarea pe care mi-am pus-o este dacă în prezența mea, familiei mele, se întâmplă astfel de lucruri. Oare atunci când nu e nimeni prezent, lucrurile cum sunt? Dumnezeu îndeamnă pe bărbați să ridice mâini curate înspre cer. Dacă mâinile nu sunt curate, acestea trebuie să fie curățite. În familie nu trebuie să existe arătări cu degetul, nu trebuie să existe jigniri, nu trebuie să existe bârfe, vorbiri de rău. Domnul să ne binecuvânteze. Să știm să ne cinstim soțiile noastre, să știm să ne bucurăm de copiii noștri, să le arătăm dragostea și să le împărtășim în fiecare zi. Apoi,
o familie care se trezește, se raportează corect și la bogății. Am venit în Italia pentru a avea un trai mai bun. Oare am făcut din lucrul acesta obiectivul suprem al vieții noastre? Am venit aici pentru că ne-am dorit mai mult și perspectivele din țara noastră nu erau atât de frumoase. Oare nu atât ne-am dorit? Oare lucrurile acestea materiale sunt o piedică în calea relației noastre cu Dumnezeu? Cel ce are o relație corectă cu Dumnezeu are o relație corectă și cu bogății. Dacă vezi că lucrurile acestea materiale te depărtează de Dumnezeu, trebuie să ne punem mari semne de întrebare. Dacă nu cumva inima noastră este legată de lucrurile acestea. Când lucrurile acestea pentru care ne consumăm toată energia, ne ocupă tot timpul nostru și suntem obosiți, istoviți, nu mai avem timp de adunare, nu mai avem timp de familia noastră, de copiii noștri. Dacă toate aceste lucruri se întâmplă, oare cum este relația noastră cu Dumnezeu? Oare cum este relația noastră cu bogății? Pe pagina Sfântă Scriptură găsim o sumedenie de oameni care au avut mari bogății. Abraham a fost un om bogat. Iov a fost un om bogat. Iosif a fost al doilea în Egipt, un om bogat. Daniel a fost un om bogat. Dar oamenii aceștia au știut că bogățiile nu trebuie să-i despartă de Dumnezeu. Trebuie să am o relație corectă cu Dumnezeu. Dar atunci când lucrurile acestea materiale nu despartă de Dumnezeu, trebuie să renunț și să pun mari semne de întrebare în ceea ce privește trăirea mea. Cea mai mare probă, cea mai profundă probă pe care pot să ne-o fac în ceea ce privește credincioșia mea față de Dumnezeu, este proba aceasta a banilor și a bogățiilor. Și Domnul să ne dea lumină în seara aceasta. Apoi un pact de semn care însoțește familia, care are parte de trezirea în mijlocul ei, este aceasta că ia hotărâri sfinte. Într-o bună zi, Iosua a stat înaintea poporului și i-a propus să ia hotărâri sfinte. Și a spus el, cât despre mine, eu și casa mea, vom sluji Domnului. Eu s-au luat o hotărâre sfântă. Dar care sunt hotărârile sfinte pe care le-a luat eu și pe care a trebuit să le luăm și noi în casele noastre? În primul rând, recunoaște păcatul. Jumătate din averea mea o dau săracilor. Și ce spune cuvântul lui Dumnezeu în Deuteronom, capitolul 15? Versetul 7, dacă va fi la tine un sărac dintre frații tăi, în vreuna din cetățile tale, țara pe care ți-o dă Domnul Dumnezeu tău, să nu-ți împietrești inima și să nu-ți închizi mâna înainte fratele tău ce-a lipsit, ci să deschizi mâna și să împrumuți cu ce-i trebuie ca să facă față nevoilor lui. Vezi să nu fie așa de rău ca să zici în inima ta, se apropie anul de a șaptelea iertării. Vezi că n-ai un ochi fără mine pentru fratele tău ce-a lipsit și să nu-i dai. Căci atunci l-ai strigat către Domnul împotriva ta și te-ai face vinovat de un păcat. Și-o spus Zacheu, Doamne, jumătate din averea mea o dau săraci. Ce înseamnă asta? Recunoaște că săvârșit înaintea Domnului păcat. Cine știe să facă un bine și nu-l face, săvârșește un păcat. Și-o spun eu, cine poate să facă un bine și nu-l face, săvârșește un păcat înaintea Domnului. Apoi Zacheu rezolvă conflictele. Și spune el, celui ce l-am năpăstuit, îi dau înapoi împătrit. De multe ori, pentru a rezolva conflictele, este nevoie la a ne consuma. Este nevoie de a cheltui. Dar vreau să vă spun că Dumnezeu ne cheamă la pace. Și împăciuitor vă fi chemați fie păci. Abraham știu să rezolve conflictul care a fost între el și Lot, între păzitorii vitelor sale și ale păzitorilor vitelor lui Lot. Și a spus, nu se cade să ne certăm pentru că suntem frați. Vom vedea noi că Avram, am crede noi că o avut de pierdut în urma alegerilor sale. Dar întotdeauna când cauți calea aceasta păcii și vrei să rezolvi conflictele,
Dumnezeu te va binecuvânta. Apoi, Zacheu hotărăște să respecte legea lui Dumnezeu. Dau înapoi împătrit. Asta însemna să respecti legea. Dacă ai luat un om, o ai, trebuia să-i dai înapoi pac. Și vrea să respecte legea. Vrei să respecti legea lui Dumnezeu, principiul lui Dumnezeu în familia ta? Vrei să respecti principiul lui Dumnezeu în afacerile tale, în relațiile tale? Așează lucrurile acestea de către lucrurile sfinte, înaintea ochilor tăi și Domnul îți va da propășire. Apoi, rodește pentru Dumnezeu. Jumătate din avuția mea, a spus Zacheu, o dau săracilor. Și frumos lucru că Domnul nu-i spune ceea ce trebuie să facă. Dar pentru că Domnul a binecuvântat, hotărăște la rândul lui să facă ceva pentru Domnul. Nu l-a împins nimeni de la spate. Putea azi Zacheu să spună foarte bine, Doamne, a venit cu mântuirea în casa mea, familia mea este mântuită. Stau bine. Și atâtea și atâtea familii se complac în automulțumire. Au fost botezați în apă, avem botezul cu Duhul Sfânt, mergem la biserică, suntem credincioși și atât. Hotărăște să rotești pentru Dumnezeu. Hotărăște să faci ceva pentru Dumnezeu. Chiar dacă asta înseamnă cheltuială, să renunți din ceea ce e al tău. Spunea la un moment dat David, nu vreau să aduc o jertfă Domnului care să nu mă coste. Vor veni oameni la pocăință dacă nu scoți un euro din buzunar. Vor fi ajutați oamenii săraci, copii orfani, văduvele, dacă nu scoți un euro din buzunar. Așteptăm pe oameni care au foarte mulți bani. Oamenii de peste hotare să vină și să dăriască. Când Domnul e binecuvântat în atâtea moduri. Hotărăște să fii roditor pentru Dumnezeu. Vreau să concluzionez în seara aceasta și să spun că trezirea este dorința lui Dumnezeu. A spus Domnul Iisus Hristos, trebuie să intru în casa ta. Este aceasta și dorința casei tale? Trezirea este soluția lui Dumnezeu pentru familia ta. Este și aceasta soluția familiei tale, a casei tale? Atâtea și atâtea probleme, atâtea și atâtea nevoie. Și Domnul are o soluție. Și aceasta este trezirea. Trezirea este obiectivul lui Dumnezeu. Dar oare este și acesta al casei tale? Dorești să fii trezit? Dorești ca familia ta să fie o familie trează, o familie modernă? Trezirea este apoi imperativul lui Dumnezeu. Dar oare este el și al casei tale? Trebuie să te naști. Trebuie să te trezești. Trezește-te tu care dormi. E necesară trezirea în familia noastră. E necesară trezirea în familia mea. Dar pentru ca Dumnezeu să poată să producă trezirea în familia noastră, trebuie să mărturisesc păcatul meu și a familiei mele înaintea lui Dumnezeu. Trebuie să văd care sunt obiceiurile familiei mele. Și dacă sunt obiceiuri rele, să le dau afară. Apoi dacă sunt obiceiuri asupra cărora am semne de întrebare și nu știu cum să procedez, dar văd că lucrurile alea și obiceiurile alea mă duc înspre păcat și înspre rău. De dragul mântuirii și al lui Hristos te dau afară. Apoi, pentru ca Domnul să producă trezirea, hotărăsc să am o relaționare corectă, să-mi rezolv problemele mele cu semnul meu, să rezolv problemele mele în familia mea. Și știu sigur că Domnul va veni cu trezirea și trezirea aceasta va fi pentru gloria și slava lui Dumnezeu. Amin.